Din cauza curselor amânate, aeroportul internațional Chișinău a devenit neîncăpător. Cei mai mulți erau pasagerii care aveau bilet spre Moscova. Люди ждут, и вот заставляем ждать уже людей в Москве, уже там у них уже 3 часа ночи почти, поэтому ужасно. А вас кормили? Нет, ничего не предоставили. Арчи говорит, что ошибтесь жмать, ребят, сплеть, ждите. Да, может, я так, все принадлежим на уну, почти на уну, да. Шарак шепти орлен стата еще. Alături de ei au stat și oamenii care și așteptau apropiații ce urmau să ajungă de la Roma. Această cursă a întârziat cu aproape 7 ore. Vedeți cum ne așteaptă copiii de dimineață și clar că nu-i chiar plăcut, dar asta e. Bine că am ajuns. La ce oră trebuia să ajungeți aici? Ne avem zborul la 2:50. La 5:30, cam așa. A fost greu. A fost stresant. Compania aeriană a recompensat cumva această întârziere? Nici într-un fel. Codul galben de ceață a fost prelungit și pentru astăzi.